Bună ziua, bine v-am găsit într-un nou episod cu doi prietenași, unui cavaler de onoare. Și eu aici am vrut să bat șaua să priceapă apa. Și Florin Ristei, știți? Cunoscutul. Eu strubadur, am adus muzică. Bine asta, da. Ce faceți? Ați venit la nuntă. Eu mă minunez de Coțofană. În primul rând că am urmărit aseară și îți dai seama, eu când mi-ai zis că vrei să facem treaba asta, filmarea asta, eu mi-am dat seama direct că o să lasă cu nuntă, repede, știi, ceva. Da, cum? Doar că noi o să vorbim despre episodul de la seară. Da. Da. A, adică nu trebuie să știm ca și cum? Ba da, mă, trebuie oricum să știm, că ei știu deja, da, oamenii. Asta se va da sâmbătă. Bă, și fii atent, dacă nu vrei să mă iei cavaler de onoare, deși zic așa, că n-am fost niciodată cavaler de onoare și ești cam ultimul tren pentru mine. Așa, așa. Dacă nu vrei, bă, măcar ca o spătar mâncați-a. Știi de ce? Pentru că m-am dus la un eveniment corporate, odată prezentam, știi? Așa. Și până pe vremea aia, fumam și până să înceapă evenimentul zic hai că mă să trag o țigară și îmi las acou, că era cald, era vară, știi? Pe zi frumos. Bă, și am fumat și când am intrat înapoi m-a tras unul de mână la o masă, aduci-mi o puștă, aduci-mi o cafea. Vai! După aia, prost am fost eu, pentru că ce trebuia să fac? Trebuia să-i zic da imediat. Și după aia cu microfonul să mă duc când începea evenimentul să mă duc să-i duc cafeaua de omului, știi? Era tare și trebuia să ceri și pagă. Normal. Păi da, bravo. Și de atunci nu mai port papion la eveniment. Florine, tu ce faci, mă, Florine? Ce să fac, mă minunez de cămașa omului și mă gândeam că trebuia să ne îmbrăcăm toți la costum măcar. Eu aveam cu fratele meu plănuit o chestie, dacă ajungeam în finală, voiam să jucăm finala în costum. Ah, ce tare, ești nebun. Dar n-am ajuns. Vezi, mă, că nu-i călcată, nu te mai minuna, e așa. Da, ești bine, mă, ești prezentabil. Așa, la 4 aci arăți tu fără să-ți dai ființa? El e în chiloț, mă, acum. În training. Ce ți-am zis? Ce înseamnă asta, bă? Vorbeam cu Florin, când, bă, am vorbit? Alaltieri sau când am vorbit? Așa. Că pe izolarea asta, pe noi cu carantina asta, bă, am ajuns la o concluzie că noi nu o să mai pierdem foarte mult timp prin trafic, cu întâlniri, cu din astea. Ai ceva de vorbit cu mine? Mă sun prin asta. Și uite, te-și îmbraci frumos. Bă, m-am prezentat la întâlniri. Elegant. Eu eram reticent la început cu asta cu online-ul, zic, mamă, prost, nu ne mai vedem, nu. Ai, super simplu, suni, pac, ce treabă ai, mai faci o cântare, mai. Persoana din poză se află pe strada Wenhua Road, în apropierea Universității Senchia. Aici drumurile noastre se despart. Da, bă, pa, sau mergem împreună? Succesul. Nu știu. Hai, pa! Pa! Nu vrei să mergem mai repede? Unde? Către ce? Către partea cealaltă, cum adică către ce? Da, am ieșit să ne plimbăm și noi? Bă, dar ce ai, bă, frate, din dimineață? Nu, dar mă enervezi! Acum spune-mi ce vrei să... Nu ești nervos, că ești nervos tot timpul! Spune-mi ce trebuie să facă, nu te înțeleg! O iei pe stradă, fugi, te duci la 10 metri de gheară, vorbești, pe căutăm ești... Hai, bine, și zi ce trebuie să fac, haide, zi! Hai, zi! Ia uite-te, mă! Poate fi de-aia scos alunița. Care aluniță, mă? De sub ochi. Ce aluniță? It's not here. But you're waiting for somebody else, huh? I'm waiting for my birthday. Okay. Thank you. Girl, like you or like me? This. Girl, you are a girl, I'm a boy. Girl, boy. Girl. Aoleu. Cu măștile alea pe față, mie mi se pare că toți arată la fel. Toți au ochii oblici și majoritatea din ei au ochelari. Ăla cu Adidas și el. Are freza spre stânga, ăsta e. Good morning. Morning. You, this one? Dacă n-ai... Thank you. Thank you. Ia, stai așa. One second. Dar are ochelari, vezi că ne-a păcălit un pic. Ia, that's why. Ați găsit-o? O să fie schimbați, să aibă ochelari. Poate să aibă ochelari. Da, l-am găsit. Da. Vezi că poate să aibă ochelari, ceva. Mi s-a părut mie sau chinezul ăla a zis ochelarii? Așa au zis? A zis ochelarii? Nu, a zis the glasses. Oricum, e prăjeală maximă Asia Express. Eu îmi dau seama pe episod ce trece, că e din ce în ce. Cum o să cauți? Unde căutați oamenii aia? Mi s-a zis unde. Strada Wenhua ceva. Ideea e că ne-a dat, deci Gina, ne-a dat plicul ăla seara. Îți dai seama ce film ne-am luat noi, pentru că noi suntem obișnuiți când ne se dă plicul, atunci să facem misiunea. Mamă, ne-am luat film. A, la ăsta trebuie să fim cazați. Bă, film de la nebun. Ne-am dat seama că nu într-un final, după vreo oră în care ne-am zbătut creierii. Și dimineața când Gina ne-a spus că începe cursa, ne-a zis ea în mesaj locul unde trebuie să căutăm, practic. Ideea e că trebuia să găsim omul ăsta pe strada cu tare. Da, știi tu cum e diminețile. Ia, fii atent. Sebi, Sebastian, trezește-te, tu la cât te duci la radio? 7. La 7. E, trezește-te la 4 și du-te pe strada Tunsu Petre, așa, și caută doi băieți mai caștalii. Dar ai poză, doar că poza e așa. E atâta, da. Și poartă ochelari, am văzut schema aia, că toți aveau ochelari și era și mai greu. Bă, da, voi ați văzut că nu mai știu la ce echipă a fost, dar era unul care nu-și dădea seama dacă e el sau nu în poză. La Bagiu, da. Bă, da, nu, dar ăla chiar nu era el. Nu-și dau seama. Ăla făcea, da, eu. Bă, sigur, ești tu, bă. Bă, nu știa să zice. Exact. Ei? Nu înțeleg nici pe ce lume sunt, mă, nici ce-i întreb, nici nimic. Nu. Ei, treaba asta cu răspuns, probabil nu înțelesese care e întrebarea. La ei răspunsul e mereu da, dacă tu zici da? Bă, dar oare pentru nu? Ei, oare pentru... Deci cum nouă ni se pare că nația asta a lor, cu ochii oblici, seamănă între ei, că mi se pare că toți sunt la fel. Oare pentru ei, da, ei văd același lucru și despre noi? Nu cred, nu, bă, la ei, da. La zici? Ei, păi dar nu, da. Deci atent. Între noi, dacă te pun pe tine, pe Ristei, bă, pe Ștefania, stai un pic, stai perspectiva ta, bă. Nu, stai un pic, că eu întreb acum. Deci dacă te pun pe tine, pe Ristei și pe Ștefan, unul lângă altul, și întreb pe oricine dacă voi semănați unul cu celălalt, în afara culorii părului, nu o să zică nimeni că semănați. Dar știi ce ar fi dubios? Să-i întreb pe ei dacă ei cred că seamănă între ei. Da, mă, eu pe ei zic. Că păi, poate lor li se pare că ei sunt mega diferiți între ei, știi? Că ei își cunosc micile alea diferențe la trăsături. Nu știu pe cine am întrebat noi de acolo și au zis că da, ei știu că sunt asemănători. Adică ei cred, bă, n-ai cum. Cred că ești conștient că semeni, ești același picături. Da, mă, că eu vreau să-l întreb pe omul ăsta la Papion dacă ți-ar duce în Asia Express. Da, ce ai merge, nu? Bă, și adică ce știu sigur că aș face, aș mânca toate scârboșenile. Ah. Eu cu fratele meu. Că n-am o problemă cu asta. Păi asta e cea mai mică problemă acolo. Ce n-ai face? Bă, nu pot să zic, că e greu să zici aici din fața televizorului, știi? Una e feeling-ul când ești acolo. Dracu, fac acum ca ăia de se uită la fotbal. Ai, bă, dă-o, că nu știi, dai piciorul minge. Dar du-te, bă, tu și dă, știi? Da. Din fața televizorului e ușor, îmi dau seama că e încărcătura și cu o prezență feminină sau cu una masculină lângă ei? Cu cine? Bă, asta e o întrebare bună. Păi normal, că Ristei știi să întrebi. Eu cred că o femeie te motivează mai mult că vrei să tragi să fii masculul. Așa dacă nu? No. Eu zic că depinde, nu? Eu zic că depinde de femeie, adică da. Uite, eu nu mă laud, dar eu sunt foarte băiețoasă. L-a motivat super tare pe Spic când cărai tu toate alea. Păi nu, mie îmi place pe lui Spic. Dacă tot a început ea... Nu, el înspre final a început să-și dea mult mai mult silința. Înspre final chiar devenise disperat pentru că au devenit probele foarte grele, cel puțin asta cu căratul ulciorului, cu lut. Bă, eu chiar m-am chinuit, am cărat pentru că știam că e greu, că adică oricine, oricui era greu. N-ai văzut că și Cătălin zicea, boss, mă doare spatele, băieții la fel. Imaginează-ți eu, păi eu, boss, aveam aici, creierul urma să explodeze dacă nu-mi lua ulciorul. Dar și el a cărat și chiar s-a chinuit mult. Acum zice că e nevastă, mă, oficială de asta. Nu, dar au fost momente în care într-adevăr am tras mai mult ca el, dar nu multe. Da, super. Șarpe uscat, pește dragon, piele de râmă, intestine de șobolan, scorpion, gândac de apă, șopârlă, excremente de liliac. Hai, las-o! Mamă, s-a făcut pila de găină pe mine și pe picioare, nu mai putea uita. Testicule de cerb, căluți de mare, miriapod, șopârlă gecko, greieri. Ce om sănătos la cap așteaptă liliacul să facă caca și culege excrementele ca după aia să facă ceai din el? Ce problemă are Razvan? Ipohondrie. Și pentru tine ce alegi? Lene. Ștefania, îi spun și ce-i dau? Suferă de... Clar. Ștefania e copil, are 20 de ani. Naivitate. E adevărat. Așa. Ești naiv. Da, consider asta înainte și e trăcoart în continuare. Lui Spic că e moldovean și îi place să vorbească mult și să povestească toate alea. Îi dau... Bârfă. Hai că e mișto asta, nu e? Mea chiar e plană. Adei dau nervozitate. Mai nimerit. Să-l mai ierte pe ăsta micul. Am și leac pentru. La Ada e cronică situația. Bă, mai nimerit. Cătălin, lași citate, că e mai de vară așa. Așa? Nu, asta, pe el nu l-ai nimerit. Radu, aroganță. Lui Radu se potrivește pe aroganță. Și a mai rămas prefăcătorie, Alex. Altă miroase a supă, păi e bun, mă. Serios, e bun? Are gust de caramel. Bă, ești nebun? Și ce șopârle moarte ai avut acolo? Ăsta miroase a cărniță, a supă, vezi că e bună. Dacă aveai și doi noodles și nești... Dacă are intestină de șobolan, cum? Hai, bun, bă! Când a băut Ștefania, sincer, nu, încercam să nu mă uit la ea, pentru că făceam bleh, dar o auzeam. Pă. Hai, bă, odată. Stai că frigi. Nu știu, dacă vreun prieten de-al meu mă întreba înainte să plec, bă, dacă duci acolo, bei un ceai de excremente de liliac, te băi de aici, la nu mă ating. Ia uite. Vezi că n-ai de ales aici, trebuie să faci. Drum bun să aveți. Pa, Ginuța! Pa! Două întrebări, da? Deci vă pun eu o întrebare și după aia puneți... Nu! Puneți voi întrebarea. Despre ce vreți voi și după aia vă pun și eu. Ce gustare! Zi tu că au fost diferite ca și guzil pe al tău. Bă, la mine avea o textură de ciorbă. De borș. Dacă se vedea grăsimea. Și se vedea deasupra, era stratul ăla, știi, ciorba aia rece? Da. Are un strat de ulei, de grăsime. E, așa era aia, doar că era caldă. Eu am zis că e bun acolo, raportat cu proiecția pe care mi-am făcut-o eu în cap despre treabă. Mă gândeam că e îngrozitor. Nu era... Era ok, puteai să o mănânci, să o bei sau așa. La mine... Eu când l-am auzit pe Bontea spunând că o, mă, care gust de caramel, am zis taci din gură, că nu-i rău. Ați băut, știți când eram mici, ne puneau părinții mie, așa îmi punea, dar nu știu de voi, apă, puțină apă într-o linguriță și îmi pisa paracetamolul ca să-l iau ușor, să-l înghit. Da. Ăla era gustul. Deci când fix paracetamol pisat. Amar așa? Bă, amar rău, de-aia am făcut, că era foarte, foarte amar și cu un niz de supă de pui. Cu un niz așa de supă de pui. Bă, ceva rău. Deci băubil până la urmă. Clar băubil, adică nu mureai de la el, nu dar dezgustător. Nu mirosea nimic mort. Mirosea că era supă. Ambele miroseau a supă. Am și o întrebare. Ia. Ca lumea să înțeleagă acasă că probele astea nu sunt făcute așa la vrăjeală. Cui ar fi împărțit tu bilețelele alea, Spic? Păi nu, eu, lasă-mă pe mine, că tu știi deja. Eu trebuie să vă întreb pe voi. Voi cum ați fi împărțit acele boli? Boli, gen boli. De ce suferă fiecare? Nervozitate, ipohondrie, falsitate, naivitate, bârfă, lene și încă ceva. Hai, părând, zi tu. Zi tu, bârfă. La? Bârfă? Da. Bă, sincer, cred că... Dar nu noi, mă, lasă-ne pe noi, că noi suntem de acolo și subiectiv. Nu, ei trebuie să zică. A, ok. Voi trebuie să zică. Cred că abagiu, bârfă. Ok. Da, așa. Și eu tot acolo sunt. Naivitate? Naivitate la Ștefania, după vârstă s-a dat. Așa. Bie. Ipohondrie? Ție, direct. Nu, i-aș fi dat lui Spic lene eu. Trebuie prieten de acum. Da. Și i-aș fi dat lui lui Fodor bârfă. Da! Asta vreau să zic când ai zis bârfă, la el mă gândeam. E cel mai pe vorbă. Da. Falsitate? Aici am împărțită treaba, zi. Hai, mă, uita-te pe tine. Zi, mă, că ai zis și tu, că Ristei tot-o vorbit. Ia. Falsitate ai spus? Da. N-am auzit. Nu prea se aude cu internetul ăsta. Bă... nervozitate, deci. Nervozitate. Într-adevăr, la Ada. Da, și falsitate tot la Ada i-aș fi dat. Păi de ce? Că nu era falsă față în față, adică la fel mi se părea. Nu, pentru că lumea... Tot abagiu se pare fals. Da, dar lumea asociază la Ada o imagine cu imaginea de aici, știi, în sensul ăsta falsă, că ea nu-i falsă, ea așa e ea pe bune. Da. Dar când pui cap la cap o imagine cu ea cântând și o imagine de aici din real, se pare că... Lașitate? Lașitate, dar sincer nu prea văd pe nimeni laș. Hai bă, nu mai fi tu de zi aici! Între cei care au rămas acum... Hai mă, trebuie să le împarți. Trebuie să le împarți. Păi mai e falsitate, mai e lașitate și... Ipohondrie. Și aroganță. Vezi că am mai câștigat Radu niște puncte la simpatie în ultimele emisiuni. Așa este și la noi la fel, da. Deci aroganță cui? Bă, aroganță o au și Bontea și Fodor, dar mișto, o aroganță mișto. Da. Adică dacă eu dau de exemplu lui Fodor, e aroganța aia tare, care îmi place, știi? Nu e aia... Da. Vulpe, bătrână. Deci, da. O aroganță care vine din faptul că e sigur pe el, că e smart, că e descurcăreț, știi? Da. Nu pe stomacul gol. Și ce mai e? Și lașitate la cine să vină? Rămâne la Cătălin? Dintr-un anumit punct de vedere, da. Dintr-un anumit punct de vedere, da. Mi se pare că, în primul rând, că dacă Ada și Cătălin nu erau căsătoriți, la ei sigur n-ar fi fost o cerere în căsătorie în niciun moment al Asia Express. Asta unu. Și doi, bă, mi se pare că o confruntă destul de bine la ce ieșire are ea. Adică mi se pare destul de... A? E erou, Cătălin. Și nu e elegant, că nu e elegant, dar e... Păstrează limita aia între ponderat și te cărpesc. Deci clar nu puteți să-i dați lașitate atunci. Nu, deci lașitatea poate să dispară. Nu, o zis doar din anumite considerente. Nu mai pot cu asta pe mine. Te-o luat căzut. O cola, te rog. Un suc, te rog. Aici. Sigur, aici. Să-mi spuneți că mă fac și nota. Puli, Disan și Chang Market. Unde ai zis că trebuie să mergem? We are going to Puli. To Puli? Hai în Puli. Hello, we are going in Puli. Nimic nu egalează ouăle putrezite și fermentate, numite ouăle de 1000 de ani. Mâncați două capete de rață și două de 1000 de ani pentru a primi o monedă și pentru a continua cursa. Dacă vă doriți cu adevărat, puteți încerca să terminați întreg platoul, astfel puteți primi alte două monede bonus. Îți plouă în gură, a? Îți plouă în gură, se simte. Sunt fier. Iar mâncam mizerie. Vai de capul meu. E rău? Vai de capul meu. E rău sau nu e rău? E rău, e rău. Păi balutul pe lângă ăsta mi se pare acum floare la urechete. Și dacă mi-ai dat 10 baluturi acum, le-aș mânca liniștit pe lângă mizeria asta. Mi-am luat ăla și l-am împachetat într-un fel de salată, l-am dat prin zemurile alea ce ne pusesem în farfurie. Am înghițit din el jumătate. Și mi s-a spart gălbenușul ăla care era gălbenuș cleios, moale, negru, în gură. Am pus mâinile la urecă, mâncasem un gât de la și un cap de la ca lumea. Eram la jumatea oului. Hai să-mi... Aha! În momentul în care am simțit mirosul, am zis că vomit instantaneu. Erau? Iar de capul meu, iar m-a luat. Bă, ce ură miroase! Nu pot. Nu pot nicio bucacă, nu pot. Taci! Balute, floare la ureche pe lângă asta. Cine mănâncă de... Eu nu pot să mă uit, vomit, adică ca să pot să... Nu pot să mă uit, mă jur pe mama, nu pot să mă uit. Am mâncat multe mizerii la viața mea, dar asta ne trece pe toate. Eu am mai multe întrebări. Ia, te rugăm. Dar înainte de asta vreau să vă spun că am râs cu lacrimi de fiecare dată la sunetele astea de vomitat și mai ales când făcea Bontea. Nu mai faci așa că vomit și eu! Nu mai faci așa că vomit! Bă, dar la sunetele alea, la alea am râs cu lacrimi, mai ales la Fodor. Chiar voiam să te întreb, bă, dar nu puteai să... mănânci-o ăla cu totul, să-l dai pe gât? Fără să muși? Du-te, bă, unde bași atâta ouă pe gât, ești nebun? Bă, sau măcar să-l împarți, îl tăiai în jumătate și înghițeai fără să mesteci. N-ai cum, bă, frate! Stai, atât era de puternică aroma. Aromă. Căcatul ăla, atât era de puternic. Bă, nu, deci ți-ar da ochii, nu există. Tu n-ai văzut la ce distanță eram eu de Ștefan când el a desfăcut ou. Și jur că eu nu l-am văzut, am văzut abia după aia. Bă, când m-a pocnit, bă, zici că mi-a tras și un... Bă, și cum mirosea? Bă! Nu există. Ferească Dumnezeu de așa primejdii pe fața pământului. Bă! Ca la gust? Bă, gustul era... Bă, era o combinație între ou, gălbenuș, dar foarte intens, ca balutul ăla, mai intens decât balutul, cu stricat. Iar gălbenușul ăla, negreal gălbenuș, fostul gălbenuș, puroiul ăla verde, era clei. Era ca o camierea de albine, așa. Bă, da, fii atent, întrebarea mea este, oamenii ăștia au acces acolo la mâncare normală, nu? Da. Adică au pui, au porc, da. Au... Da. Da? De ce mănâncă ouă ăla? Asta e întrebarea mea. Mâncarea la ei, asta, delicatesele lor, sunt chestii în general în stare de putrefacție. Dar nu înțeleg care-i treaba. Pentru că exact, știi brânza cu mucegăită? Da. E pe aceeași chestii la ei. Că tu practic iei o bacterie și este foarte bună pentru tine. Ori că bagi din astea în tine și sistemul tău imunitar devine super strong. Nu înțeleg. Dar stai un pic, nu-ți imagina că toată lumea de acolo mănâncă treaba asta. Adică noi am întrebat oameni și mulți dintre ei ziceau: Doamne, este cel mai scârbos, eu nu mănânc așa ceva. Alții erau: mamă, este absolut delicios. Dar tu ai fi mâncat, Ristei? Eu cred altceva. Stai, eu cred că au avut de mult ei când erau foarte, foarte săraci și n-aveau și li se stricau toate astea și s-au obișnuit să le mănânce și au rămas așa. Posibil eu și asta, cred. Posibil. Că altfel nu cred că se gândește vreunul: bă, hai să-l las ăsta la stricat 100 de ani să-l halez după aia. Dar tu n-ai văzut că a și zis că nu sunt lăsate câteva luni ouăle alea și sunt făcute într-un anumit fel, în argilă, nu știu ce. Clar ei le pun acolo pentru că poate sunt anumite chestii care intră în ou, gen substanțe care ies stând acolo și poate să... Păi clar, mă, ce, voi n-ați spart niciodată un ou de Paște lăsat de 6 luni acolo de decor în vitrină, în sufragerie? Da, da. Ai spart vreodată în viața ta? Se usucă tot, se... Da, se usucă tot, da. Ai spart vreodată un ou din ăla? Super mega ultra stricat? Ei simți mirosul? Da. Ori 4. Bă, nu era ceva... Bă, da, aici cred că mai am două întrebări. Ia. La balut simți efectiv cum crânțăne copilul ăla în dinți? Da. Întreabă-l, uite, întreabă-l pe Ristei. Că el a mâncat mai mulți băieți de ea. Efectiv îl simți? Îl simți dacă nu-l mesteci odată cu gălbenușul. Deci lângă ai un gălbenuș, un albuș tari ca la ou normal și fătucul ăsta în mijloc, acolo, da. Care după posibilitate e mai crescut sau mai puțin crescut. Dar ciocul și mini-vertebrele alea tot sunt un pic făcute, știi? Și simți ca și cum ți-ar rămâne coș de semințe printre dinți. Da, exact. De ce îl mănâncă, iarăși? E la fel delicatesă sau? Da, este bogat. Deci la ei un balut din ăla, că am întrebat la unii acasă, costa 65 de pesos. Pentru ei este foarte mult. Beri. Da, că 2 beri. Pentru ei foarte mult. Ci că are un conținut bogat de proteină și din nu știu ce dracu să ia pe toți, din mănâncă băiatul ăla, puiul ăla. Mie îmi pare ceva îngrozitor. Voi, ăștia, Risteii, ei l-au mâncat exact cum îmi fac băieții, adică i-au băut și zeama aia dinăuntru. Practic placenta. Întrebarea la ou ăsta milenial era nu dacă l-ar fi mâncat fratele meu, ci câte ar mai fi cerut fratele meu. Vai. Bă, eu am mâncat 4. Ai mâncat 4? Eu 4. Mamă. Bă, știi cum, când îmi venea înapoi, știi cum mirosea gura? Asta era următoarea întrebare, nu de gură. Pe partea elaltă, s-a rupt sacul după ce ați mâncat toate prostiile astea? La mine a fost ok că am mâncat rața aia, care la mine, adică a fost comestibilă, era doar scârboasă pielea că era atât de groasă. N-ai putut să mănânci niciun ou? Nu, dar nu că n-am încercat, am mâncat el și am zis, bă, mi se părea foarte mult să mănânci și sau să le încerc să le combin, că era super grețos. Bă, și rața aia, vezi cum era atât de comestibilă, adică era rece, fiartă și avea un gust intens de curry. Era rece, era și grasă, că eu am mâncat un cap de ăla. Fiartă la ei înseamnă, nu știu dacă ai văzut, Turistei, era cumva în abur și atât. Era, bă, se simțea că era cruduț. Cel puțin pielea era crudă. Se vedea și la culoare că era de frumos. Mamă, și când înghițea... Da. Da, exact. Dar zi, mă, v-ați stricat la stomac sau nu? Nu. Tu? Nimeni? Nu. Vezi, drept dovadă că nu sunt rele, probabil. Da. Bă, da, nu, adică... La câte tâmpenii faci acolo, mi-e greu să cred că organismul tău are timp să zică... Nu, ideea e că și oamenii, dacă ei din moment ce ne-au dat să mâncăm ouă din astea, mă gândesc că era clar cât de cât safe, adică nu te duci să te îmbolnăvești, faci voi istorii pe la stomac. Și vezi, uite, cât am stat... ouă de alea vechi, dar erau proaspete. Exact. Plus că uite cât am stat și eu o lună, n-am avut niciodată problem cu nimic din ce am mâncat. Nu m-a stricat la stomac, nimic. Doar la căcatul ăla de bagong i s-a făcut rolul, frate meu, dar în rest nu. Sosul ăla de pește. Bravo, da. Da, acolo era cantitate mare de sare, mă rog, alte combinații. Și nu era de mâncat. Și nu era de mâncat atât de mult, gen. Dar vin de orez. Adică e bun asta? Da. 4, 5. Încearcă să-l pe cum mi l-am pus eu, e mult mai ușor. După primul rând de scări se face un drum frumos pe curbă, așa socolezi niște copăcei pe plan drept. Și ce să vezi că se lasă pe stânga? Trepte, tata, trepte. Știți scările din Sighișoara de urcă sus la cimitir? E, alea le-am făcut de vreo 4 ori. Gata? Și la un moment dat ne-am trezit că în spatele nostru ai auzit pe Ștefania și pe Spic. Dar ce crezi? Spic căra singur olcior în brațe. Bă, când l-am auzit că urla acolo în spatele nostru, ușor mă bufnea râsul, ușor zic, bă, Sorine, nu e bună, hai să-i dăm la pas. Așa. Tank ai fost. El a tras tare de tot, dar i s-a tăiat și lui gazul. Nu să duci, mă, fără ta, că era greu. ce să Am ajuns în sfârșit la Gina, ne-a pus pe genunchi. Bine ați venit, dragilor! Proba asta, din punct de vedere fizic, a fost cea mai grea probă de până acum. Pe filmare, se văd undeva la 2 minute, cred. Am urcat 40 de minute cu ulciorul ăla. Bă, 40 de minute în continuu. 800 de metri în înălțime. 800 și ceva, da. Bă, ce bani. Cum l-ai pus pe tine? Cum îl țineai? Ai agățat de sforile? Prima oară l-am pus pe spate, ca pe un ghiozdan, și mi-am pus ghiozdanul în față ca să am contrabalans. După aia mă rupea cârca, mi l-am agățat de gât. Eu nu mi-am dat seama că ceva nu-i bine. Ea mi-a zis, bă, ai niște urme pe gât, știi când te spânzuri? Mă rog, cum să spânzuri băieții. Așa aveau unul de el pe spate. Nu prea mă spânzuri, dar zic. Da, mi-am dat așa, îmi pare rău. Ei, dacă te vei spânzura vreodată, să știi că o să-ți rămână o dungă așa pe gât. A, păi eu de-aia nu mă spânzur, să nu rămână alea. Da, ideea e așa, că în acel ulcior erau vreo 30 de kg de vin. 20 de kg, zic, de litri. Plus ulciorul. Plus ulciorul. Și dacă era plin, era bine. Dacă era gol, la fel. Bă, dar fiind întri, să balansa, bă, nu puteai să-l ții, ești nebun. A fost... Dar mie, știi de ce mi-a adus aminte bucata aia cu scările acolo? Că a zis, nu mai știu dacă a zis Fodor de Sighișoara. Da. De cetatea celor 1000 de scări, de la Refu, parcă, aici, în Argeș, parcă, alu... Zi, mă... Nu mai știu. Vlad Țepeș. Nu știu, n-am fost. Nu știi, n-ați fost? Nu. Nu? Tot așa, urci 1000 și nu știu cât de scări. Și ți ia ceva. Cetatea de la Cheile Argeșului, la 4 km de Vidraru. Așa, pe acolo, da. Și și e senzație cu scările alea. Bă, nu a fost greu. Noi n-am mai vrut să urcăm cu bățul ăla pe noi, pentru că ea fiind mai mică, toată greutatea cădea pe ea. Și eu practic n-am avut cum să... Eu chiar am încercat să-l ajut, dar mai tare îl îngreunam, pentru că țineam pe ei și ne tot opream, deci eu duceam ăla în spate și el cumva ținându-l, îl și împingea treaba aia pe mine. Și el a zis, gata, hai să găsim așa. Și am zis că o să iau eu ghiozdanul, să urc cu ghiozdanul. N-ați înțeles, mi-am pus ghiozdanul în față, nu muream. Ideea este că erau treptele. Și eu nu puteai să urci, că dădeai cu genunchiul ghiozdan. Și nu puteam să urc. Deci nu. A fost forță pe fizic, dar din nou Fodor a fost cel mai comunicativ. N-are niciun fan când e pe nervi. Nu, el când e în cursă, Fodor e al băiat. Dar fiți atenți, ei, asta nu se vede, ei au ajuns înaintea noastră, au și plecat, aveau ceva avantaj în fața noastră pe scări. Aveau un feribot înaintea noastră. Și noi ne-am mișcat atât de repede că i-am ajuns la scări, eram în spatele lor. Și noi oricum am cam intuit a câta echipă suntem. Și atunci când i-am văzut pe ei am luat noi o pauză. Da mă, hai că oricum ajungem la amulet, aia e. Oricum, să-i lăsăm să meargă, na, erau oricum pe locul 2 sau 1. Proba asta a fost ceva inuman. Bă, dar tu oricum, Spic, tu ești prăpăstios rău de tot. Adică ai plecat cu moralul ok, ai văzut că te-au întrecut aia, că au luat mașina înaintea ta și după aia gata, ți se pune pata, gata, mi-am stricat vibe-ul, mi-am stricat filmul. Bă, nu e așa, păi asta zic, că pe TV să văd altfel lucrurile astea. Tu vezi că prinzi mașină în 3 minute, dar dacă stai 2 ore și dacă stai un sfert de oră, tot te iau toți nervii. Adică pe TV nu o să arate cum noi stăm o oră să găsim mașină. Înțelegi? Normal. Și stai o oră sau o oră jumate să găsești mașină și iese Ristei. Ultimul de la probă și o ia în 10 minute. Păi vezi că vrei acasă, bă! Bine, exemplu a fost un pic exagerat, că Ristei nu ieșea și lua mașină. Da, mă rog, am dat un exemplu, așa. Da, de fapt asta e cel mai frustrant. Off topic puțin. Florin, tu știai de faza cu cererea în căsătorie înainte de aseară? Nu știam, mă. Am auzit după ce am ieșit din Asia Express, dar nu știam acolo. Că n-am ajuns în etapele alea, nu. Dar gen n-ai aflat ieri când a fost episodul? Nu, auzisem ceva, da, da. Cum ți s-a părut? Aveți un grup al vostru unde vorbiți, nebunilor. Un grup foarte restrâns în ultima vreme. În ultima vreme e foarte restrâns, că tot ies oameni din grupul ăla. Vă certați? Stai seama. Nu noi. Bă, vă certați pe lucruri de acum 3 luni? Da, păi cam n-am. A început totul chiar din prima emisiune și la fiecare emisiune mai iese câte unul. Câte un băiat. Da. Cred că a rămas eu cu Spic și cu Bontea, Fodor. Da, și Cătălin a rămas. Mă rog, au mai rămas mai mulți, nu contează să nu intrăm în detalii. Pe urmează un joc de amuletă. Da. Pe lângă amuletă mai vin și niște monede. Start! Succes! Nerăbdători sunt. Ma! Stai! La un moment dat, o pierdut vâsla. Nu mai pot să dau, trebuie să-mi iau aia. Stai! Hai! Și uite cum am rămas noi doi cu o barcă într-o vâslă. Dă-și-mi una! Dă-și-mi una, bă! Bă, dă-și-mi una! Eram cu mâna pe săgețile noastre, dacă nu era joc de amuletă, eram în trafic, așa probabil le-aș fi luat alea și le aruncam în spate și... E, da, aici suntem în competiție și asta este. Aoleu, hai, dă-i spate! Stânga! Dreapta! Eu dat ordinea, nu tu! Mă, mă, din aia! Trebuie că stai, Radu! Cum crezi că mă simteam? Trebuie că stai! Dreapta! Bă, n-am înțeles cum s-au învârtit, că ei se învârteau la un 7-8 metri în jurul locului de unde trebuia să ia... Adică erau departe! Dreapta! Dreapta! Mai stau mare! Asta odată! Dar nu dai, te aud că nu dai! Am luat ținta, deci vedeam ținta cum trag și am dat. 6 metri mai sus. Sau sunt junglă, la revedere. Mamă, da. Ce dau la așa sus, mă? Trag prea tare. Nimic, bă, nimic. Trăgeam în copaci la propriu. Ah, simba. Luăm pietrele, fugim înspre lac. Oare că înțeleg ce e asta. Oare ce poate să fie asta. Acest lac era locuit de doi dragoni care au furat Soarele și Luna. Care era ploaia? Care era ploaia? Care era ploaia? Casă? Nu. Soare? Cred că e gata. Mamă, 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 mamă. Chiar am stat în tensiune. Nu e corect? Ba da. Este corect! Bine! 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 Deci ce scrie aici? Bă, câte înjurături ne-am luat, mă rog, nu foarte multe, dar ne-am luat niște înjurături că voi ați copiat de la Bontea. Păi, noi am copiat, m-am uitat la el, că s-a văzut așa clar, m-am uitat, recunosc. Doar că era greșit, deci practic nici nu s-a pus copiatul. Ideea este că la început, în primă fază, deci Gina nu ne-a spus, ea doar ne-a zis că noi trebuie să ghicim ordinea semnelor. Da. Deci noi nu știam ce trebuie să facem. El când a copiat a pus la fel ca Fodor și Bontea. Fodor și Bontea... Voi ce însemnau semnele alea? De unde deci, atent, niște semne chinezești corespundeau cu niște simboluri la modul. Un semn chinezesc era un soare. Un alt semn erau două cârligii, un arc, o ceva. Și cum zicea Gina povestea aia, cum era legenda aia de doi dragoni, o fura Soarele și Luna. Și tu trebuia să găsești. Doi dragoni, eu n-am văzut, deci erau două chestii, eu am scris cârligii de pescuit. Nu semănau deloc cu ce-ar fi trebuit să fie. Da, Bontea zicea că-s doi căluți de mare. Nu semănau a dragoni niciodată, sau soarele, sau știi? Dar mie cel mai tare mi s-a părut, mă rog, am câștigat, fai verde, ok. Abagii, am zis că mor când i-am văzut. Păi bă, noi am recuperat o vâslă, am ajuns foarte aproape de Bontea și de Fodor la mal, da, și asta... ei se învârteau, bă. Asta nu se aude, dar mi s-a părut fantastică. După ce noi ne-am recuperat vâsla și am plecat după Bontea și Fodor și am ajuns acolo în munchii, în spatele lor, îl aud pe Bontea că ești lui Fodor sau Fodorul lui Bontea. Dar știi ce a făcut unul și a mai luat aia? Cum de-au ajuns așa repede? Da, și eu în capul meu spuneam doar, o să vină karma, o să vină karma după voi. După ce am câștigat eram uiii! Da. Bine cu caiacul, bă, dar n-au niciun talent aia doi la caiac. Bă, nu există mai rău. Adevărul e că în proba asta n-a contat nimic, în afară de felul în care se învârteau ei acolo. Da, exact, bravo. Adică ce s-a întâmplat pe lângă n-am mai contat. Da. Era, dacă mai știți, desenele alea cu broasca țestoasă și fugea un iepuraș sau nu știu ce naiba fugea și ăla alerga și se ducea și era broasca. Da, bravo. Super calmă, știi? Da, exact cum o zis Ristei, bă, n-au o treabă. Bă, dar e o chestie de logică, de fizică. Exact. E că nu trebuie să, eu n-am mai văzut până acum. Nici măcar în Herăstrău. Nu știu cum. Aici e ca la aia, când dai cu mașina cu spatele, trebuie să știi că dacă e așa, atâta trebuie să ai în cap. E un exercițiu sportiv pe care dacă nu-l lau niciun sport și niciun fel de mișcare, dacă nu ești un tip. Da, păi n-ai văzut că ei cad într-una? Exact, știți de motricitate, nu vezi că ei cad într-una din nimic, zici că ei trage unul preșul într-una? Pe lângă toate astea, mie mi s-a părut cel mai tare joc de amulete de până acum. Câte amulete aveți? 5 jocuri. Câte ați jucat? Vreo 9 după calculele mele, că vreo 3 sau 4, de asta zic, 9 sau 8. Păi voi ne-ați bătut la varză, la basket și la aia pe plajă. Da. 4 avem și cu prima amuletă, în care cu ei cu Fodor, în care au câștigat Fodorii. Da. Aia la nucile de cocos. Da. Deci 9 jocuri. 9 jocuri, da. Dintre care 5 câștigate. Și Ada cu Cătălin au 2 din 10, nu? Sau una jumate din 10 jocuri. Păi și stai mă, voi ce mai faceți cu ele acum? Le valorifică. Banii. Coțo! Dă-te mare, Coțo! Numai bani faci, bă. Da, am luat banii. Uite banii. Uite, gata. V-ați luat telefoane. Păi eu tot ziceam asta, eu vreau amulete să-mi iau telefon. Și primul lucru... Stai că scoate și acum ăsta amuleta. Dar ale noastre unde-s, mă? Jos, în dressing. Da? Dar tu ai, Florin, îți pare rău, ai mai fi stat? Da, mi-a părut rău că am ieșit, normal că mi-a părut rău. Nu m-am supărat că am ieșit, că asta mă întreba lumea, bă, dar ai stat tot vesel, zic, da, dar n-aveam de ce să fiu trist că am ieșit, asta s-a întâmplat. Da, mi-ar fi plăcut să rămân, că au fost, mi s-au părut mai challenging un pic probele de Taiwan. Și pe tot, și pe mâncat, și pe fizic, și pe, eu zic că era tare. Și o să vedeți că proba asta fizică care a fost cea mai grea de până acum, nu este cea mai grea. Adică, practic, de astăzi, cumva, de la episodul cu urcatul și așa, devine totul mult mai greu. Mult mai greu. Cu mâncat, cu urcat, cu fizic, cu tot. Obișnuiți toți așa, și cu aparițiile la TV și cu toată treaba asta. Zi-mi cum a fost frate tu, după ce a ajuns acasă și a stat așa să o digere puțin ce i s-a întâmplat. Ai văzut că fratele meu până pe la jumătate emisiune, bine, el e un tip destul de tăcut dacă nu-l întrebi tu multe chestii, dar are un umor foarte mișto el și are niște replici foarte spirituale. Da, foarte tare. Lumea l-a remarcat într-un sens foarte, foarte mișto. Eu chiar m-am gândit pe la jumătate. După prima emisiune chiar mă uitam cu el și am zis, bă, noi nu prea o să apărăm, că noi nu prea am făcut content, la locul nostru, așa, între noi. Dar pe măsură ce au avansat etapele, plus după ce a ajuns acasă, recunoaște lumea în autobuz și o are pe aia acum, aici nevestei. Fă și tu o ciorbă, că îi faci unei vedete acum, nu? Bună asta, da. Foarte tare. Da, mă. Bine, și el e obișnuit, el lucrează în televiziune de la 15-16 ani, dar a fost în spatele camerei. Nu-i place, nu i-a plăcut niciodată în față. Doar l-am mai luat eu la cântat din când în când. Bă, vă mulțumesc! Stai mă, nu, că mai vreau să te mai întreb acum. Zi, întreabă-mă ce vrei tu. Zi, dar cum adică lumea vă scrie în timp real, în timpul emisiunii și vă înjură sau vă zic de bine sau... Mă rog, ponderea de înjurături la noi e mică. La tine, e doar tu. La mine. Adică dacă tu ești pe profilul lor, ori n-au followers, adică n-are zero, nimic, nici o postare, nici nimic, conturi din alea fantomă, ori n-ai, să vede că nu. N-ai cum să mă cerți că am copiat de la Bontea și am câștigat eu. Păi el de ce nu? Dar ori fi fost niște de ăștia de n-au copiat toată viața lor pe la școală. Da, mă rog. Nu, dar sunt lucruri de astea pe care oamenii le taxează aiurea, gratuit, aiurea, adică... eu am vrut să zic aseară pe un story. N-ai cum să câștigi ceva copiind la modul el a făcut un 2-3 și fac și eu un 2-3, dar de fapt ordinea era 3-2-1 și am făcut-o eu 3-2-1 și eu am copiat. Păi cum dacă nu e același lucru? Da, da, mă rog, nu mai aici, trebuie să o duci un pic. Da. Lumea o să aibă tot timpul fani, fiecare o să aibă fanii lui împărțiți. Și logică, dacă tu ești fanul ăluia, orice face celălalt, da, e normal. Absolut. E normal, da. Da, dar eu n-aș fi, adică eu mă gândesc la mine, bă, nu știu dacă aș fi vreodată atât de pătimaș încât să scriu să înjur pe cineva. Uite, ia zi-i lui pe care l-admir. Zi tu, Ristei, cum ai primit poză cu televizorul spart. Bravo. Da, uite, eu am primit poză de la niște prieteni care se uitau la emisiune și când am ieșit noi au spart televizorul, deci îți dai seama cât de pătimași erau, dar nu erau atât de tâmpiți încât să le scrie altora, să le zică, uite bă, din cauza voastră au ieșit, din cauza abagilor, să injure pe aia că am ieșit noi, știi? Da, da, cât te duce capul și la fel. Da mă, nu, ideea că o creat-o, oamenii s-au atașat de personajele astea atât de, adică are o descărcare atât de mare în online, treaba asta, de mie nu-mi vine să cred, dar oamenii o iau foarte personal, ei cred că e pe viață și pe moarte acolo. Da. Ei, bă, stai, cred că e un joc, ești nebun! Și mulți cred că și personajele pe care le văd le aparțin lor. Da, da, da. Aia e prost. Bă, asta e bine, că înseamnă că se identifică foarte bine cu personajele și asta e schema. Da. Dar nu-i tragi de șiret și scrii lui Spic, bă, morții tăi de moldoveani, ce ai făcut? Da, e urât. Da. Mă rog, eu îi blochez. Cred că e cel mai bun umor de până acum din toate edițiile, aș spune. Da, cred. Cred, nu știu. Eu nu pot să compar, că eu nu m-am uitat la restul. Eu m-am uitat pe săritele alea pentru că niciodată nu m-au prins atât de tare. E, de data asta m-a prins. Aha. Ce drăguț! La primele ediții mă uitam, dar dădeam și o FIFA între timp. Da. Acum stau și mă uit, știi? Aha. Da, eu mă uitam la fel, dar mă uitam pentru competiție mai mult. Știi? Nu mă uitam pentru conținutul de vorbe. Acum mi se pare mult mai bun. Da, da, da. Din dinamica echipelor. Da. Aruncați bine, acum cu... pot să-i mulțumesc. Bă! Zi! Am înțeles. Că trebuie să... Zi! Pe cât? Follow lui Florin Ristei și lui Sebastian Coțofană. Pe amândoi puteți găsi și pe Instagram și pe YouTube. Pe Coțofană e mai vechi în ale YouTube-ului. Și doamnelor și domnilor, ne vedem la nuntă, acolo unde regele și regina nopții își vor uni destinele pentru totdeauna și în fața tuturor. Asta vrea să fie MC, mă. Am înțeles, da. Bă, Ristei, dar tu o să cânti, mă. Eu bag, n-are nicio problemă. Te rog frumos. Dar ne-am și gândit cum o să facem niște chestii la nuntă. Nu, boss, tu te-ai gândit, nu. Bă, dar mai las-mă! Cu steagul la intrare! Și ca să primești de mâncare trebuie să faci o misiune! Absolut, ești nebun! No. Absolut! Dacă nu pui la aperitiv balut, n-ai făcut nimic! Da, și dacă o să avem un copil, o fetiță o să o cheme Asia! Și dacă o să fii băiat, o să-l cheme Express! Da. Bine, mă, gata, ne vedem mâine. Mâine, da? Da. Și cu voi ne vedem după ce dau stop. Acum vă mulțumim, pupii, pa!